ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți alături de noi. Timp de 30 de minute discutăm astăzi despre provocările și perspectivele învățământului teologic din Craiova. Îl avem alături de noi pe domnul conferențiar universitar doctor, preot Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, și pe domnul Bogdan Cioban Iscru, student al Facultății de Teologie Ortodoxă. Vă mulțumesc tare mult că ne sunteți alături. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Părinte decan, iată, suntem într-o perioadă aparte, într-o perioadă în care ne pregătim pentru poate cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Ne pregătim pentru Sfintele Sărbătorii Pascale. Noi, ca și creștini, și pe de altă parte tinerii, se pregătesc pentru o decizie importantă din viața lor, care la unii le va aduce liniștea pe parcursul vieții, la alții le va aduce mari dezamăgiri dacă nu aleg ceea ce trebuie. Mă refer la tinerii și mai puțin tinerii care se pregătesc pentru viitorul profesional, pentru viitorul academic. Facultatea de Teologie Ortodoxă este o facultate care vine în întâmpinarea tinerilor care au aptitudini și vocație către profesiile din zona teologică. Ce ne puteți spune despre programele de studiu de la Facultatea de Teologie? Vă mulțumesc mai ales pentru că ați început spunând un lucru foarte important despre specificul educației și învățământului teologic. Faptul că arealul cunoașterii teologice este nu numai obiectul cunoașterii, ci subiectul cunoașterii între om și Dumnezeu. Și atunci vorbim despre o educație și despre un învățământ dedicat acestei relații între om și Dumnezeu. Prin urmare, vorbim despre un laborator în care ne regăsim și în care ne redescoperim ca persoane. Dimensiunea aceasta a persoanei în cunoașterea lui Dumnezeu. De aceea și studiul teologic trebuie înțeles în arealul cercetării academice, tot din această perspectivă foarte generoasă a cunoașterii, dincolo de gnoza obișnuită, de gnosis, cum erau obișnuiți filozofii în antichitate să numească obiectul cunoașterii. Mulți dintre părinți au subliniat această caracteristică deosebită a educației și mai ales a cunoașterii teologice. Adică avem datoria să cunoaștem nu numai cele despre Dumnezeu, ci să-L regăsim pe Dumnezeu în ale sale. Un mare părinte, Clement Alexandrinu, sublinia acest lucru, pentru că pedagogul este un ipostas, este o persoană care nu numai te conduce spre ceva, ci el devine realitatea obiectului cunoașterii, subiectul însuși. De aceea programele de studiu la Facultatea de Teologie sunt în mod evident dedicate acestui parcurs al cunoașterii lui Dumnezeu și pregătirii viitorilor preoți, clerici și slujitori ai bisericii. Prin aceasta, Facultatea de Teologie Ortodoxă, nu numai din Craiova, ci în general Facultății de Teologie Ortodoxă, asumă misiunea bisericii. Avem, prin urmare, program de studiu de licență și program de master pentru domeniul teologie, teologie ortodoxă pastorală, dar avem și un al doilea domeniu acreditat, arte plastice, arte vizuale, cu cele două ramificații, artă sacră, conservare și restaurare, de asemenea program de licență cu program de master și program de licență, de asemenea în arte plastice, pictură, și program de master acum în faza de acreditare a domeniului de master și vizitarea CIS pentru acreditarea programului de master de explorări cromatice. Cele două programe dedicate domeniului artă sunt, așa cum am spus, conexe studiului teologic, pentru că programele acestea sunt orientate spre cercetarea și studiul icoanei, iconografiei și tradiției iconografice specifice ortodoxe, sunt corelate misiunii bisericii în ceea ce privește restaurarea monumentelor istorice, care sunt foarte multe și de o diversitate extraordinară, un adevărat tezaur al experienței bisericii de-a lungul veacurilor, mai ales aici în Oltenia. Vreau să vă spun că numărul icoanelor care așteaptă să fie restaurate și repuse în valoarea lor liturgică se apropie de numărul actorva 10.000.
De aceea, misiunea facultății este aceea de a se identifica cu avanposturile misiunii bisericii. Pentru că aici, în Facultatea de Teologie, sunt asumate într-adevăr exigențele și prioritățile misiunii bisericii. Atât în ceea ce privește slujirea preoțească, liturgică, misionară a bisericii, cât și, așa cum spuneam, din perspectiva studiului artei sacre și punerea în valoare a acestui patrimoniu inestimabil. Bogdan, cu permisiunea ta, aș vrea să ne povestești despre ceea ce înseamnă parcursul tău în învățământ, despre modul în care ai ales, despre gândurile pe care le-ai avut în momentul în care ai ales să fii și să devii student al Facultății de Teologie Ortodoxă. Bună ziua și, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Păi, pot să încep prin a spune faptul că am pornit, de fapt, ca și student al Facultății de Mecanică aici, în Craiova, iar ulterior, constrâns de niște situații familiale, am fost nevoit să merg în străinătate pentru că nu mă descurcam aici în Craiova, în orașul în care locuiesc, să aduc o sumă de bani pentru ajutorarea familiei și așa mai departe. Ulterior, întorcându-mă după 3 ani în țară, am ales să reiau studiile la Facultatea de Mecanică, însă s-a produs ceva foarte, foarte spontan în sufletul meu și am ales să vin să schimb Facultatea de Mecanică cu Facultatea de Teologie, chiar dacă la Facultatea de Mecanică mai aveam doar 2 ani și terminam, adică începusem anul 3 și am plecat, deci mai aveam 2 ani de terminat. Totul s-a produs de pe o zi pe alta, ca să zic. Era ziua duminicii când m-am hotărât să merg la biserică, să mă spovedesc și să particip la Sfânta Liturghie. Și atunci, în timpul slujbei, am simțit că nu mai este de mine. Adică nu mai simt nevoia să fac această profesie de mecanică. Și am hotărât să mă duc la Facultatea de Teologie și luni, a doua zi, m-am dus cu dosarul care trebuia să merg la mecanică, am mers la Facultatea de Teologie. A fost un lucru spontan, nu a fost ceva gândit. Părinte Decan, a fost voința divină? Calea Domnului care, iată, încă e miraculoasă de multe ori, da, ni se arată? Noi spunem adesea, să știți, chiar astăzi, în timpul Sfintei Liturghii, Liturghia Darurilor Maiainte Sfințite, este o rugăciune în care îl numim pe Dumnezeu Cel care este dăruitorul tainelor celor negrăite și nevăzute și Cel care este vistierul înțelepciunii și a toată cunoștința. De aceea îl mărturisim pe Dumnezeu că este tainic în lucrarea Lui și nu pentru prima dată știm, cunoaștem acest lucru. Dumnezeu lucrează întotdeauna cu taina fiecărui om în parte. De fapt, studenții la teologie învață că ei înșiși au propria lor experiență în descoperirea lui Dumnezeu și se descoperă totodată pe ei înșiși ca persoane care au această vocație. Este extraordinar lucru să descoperi că ai această vocație. Vocația nu este un moment dat, ci este un parcurs al unei permanente descoperiri a acestei taine pe care Dumnezeu lucrează cu fiecare în parte. Aceasta este viața preotului până la urmă și menirea lui, ca să trăiască în mod viu ceea ce se întâmplă cu el însuși. Sfântul Apostol Pavel este poate modelul cel mai elocvent și descris în paginile Sfintei Scripturi, când el însuși își descoperă și lasă prin mărturia lui exemplul acestei chemări a lui Dumnezeu în mod extraordinar. Cu siguranță fiecare dintre noi, la o scară mai mică sau mai mare, avem această experiență și este foarte bine să trăim bucuria acestei experiențe. Pentru că și cunoașterea în sine nu ar avea nicio valoare dacă nu ar avea legătură cu propria persoană. Și atunci vocația de a fi teolog și mai târziu de a asuma însăși vocația preoțească începe de aici, din a recunoaște taina pe care persoana însăși
o asumă și o afirmă. Ce bine ar fi ca și în societate, în mod obișnuit, să ne descoperim ca persoane, să ne descoperim în familie, soțul, soția, să descopere taina celuilalt. Ați văzut că de multe ori se spune chiar într-un limbaj, nu neapărat teologic, că e foarte bine să păstrezi ceva din misterul tău, ca omul să rămână până la capăt o permanentă taină. Aceasta e frumusețea ființei umane, inepuizabilul descoperirii negrăite a bucuriei de a fi pentru celălalt, pentru a trăi taina iubirii față de copilul tău, față de părinții tăi, față de soțul sau soția ta. Într-un cuvânt, teologia nu se adresează numai cunoașterii cognoscibilului teologic, ci ea capătă dimensiuni, aș îndrăzni, universale, cosmice. De aici faptul că teologia nu își revendică un domeniu al cunoașterii, ci teologia se propune la nivelul universalului. De aceea locul teologiei în universitate, universitate care ea însă și are denumirea de versus unum, da? Latinii spuneau că tot ceea ce știi să aibă valoare prin dobândirea sensului cunoașterii. Altfel, ce faci cu categoriile cunoașterii, cum spunea Aristotel? Dacă nu ai un unu, dacă nu ai o idee a unității tuturor cunoștințelor înspre ceva care să te conducă înspre ceva. Și de aceea locul teologiei este întotdeauna binevenit în arealul cunoașterii obiective, științifice. Bogdan, cum spuneam, practic a fost cumva cea de-a doua opțiune a ta sau prima opțiune nerelevată la timp. Da. Știu că și în liceu tu ai studiat tot în domeniul tehnic, în domeniul mecanicii. Da. Ai mai cochetat cu ideea de a deveni preot în copilărie? Să vă spun sincer, nu am avut o gândire în ansamblu așa sau mai amănunțită în ceea ce privește dorința așa de a deveni preot, cât de a mă apropia mai mult de Dumnezeu. Nu a fost, cum să zic, o dorință foarte mare de a deveni preot. Și nici acum nu este, pentru că tot timpul numai Dumnezeu hotărăște. Noi putem să ne gândim orice lucru, putem să ne facem planuri pentru mâine, că dacă Dumnezeu nu vrea, noi putem să facem ce vrem noi, degeaba. Dacă Dumnezeu are altceva de făcut cu noi, noi degeaba ne gândim prea mult la lucruri. Și da, pot să spun că m-am gândit... Aș putea spune, de fapt, că am plecat la drum cu mecanica în urma spuselor prietenilor și a părinților și a rudelor și a cunoștințelor că acolo se câștigă bani, poți să trăiești mai bine sau așa mai departe. Într-adevăr, poate nu poți să faci o comparație în ceea ce privește acest lucru, beneficiul financiar, dar mulțumirea sufletească este mult mai mare atunci când te apropii de Dumnezeu. Și banii, ca să zic, asta e foarte mult ceea ce contează în ziua de astăzi și pentru tinerii, aș putea spune, din ziua de astăzi, asta este pe primul plan. Însă eu am ajuns la concluzia că nu asta este pe primul plan. Dacă îl urmărești pe Dumnezeu, Dumnezeu îți dă și banii de unde nu te aștepți. Dacă ai nevoie de ceva anume și neapărat ca să-ți servească către mântuire, acolo Dumnezeu te ajută imediat. Deci nu mai există nimic care să oprească lucrul acela. Și, cum am zis și mai devreme, poți să faci ce ai face. Dacă Dumnezeu vrea ceva mai bun cu tine, nu poți să ajungi în altă postură sau în altundeva, în alt loc. Da. Partea materială, financiară, este o componentă și aceasta a vieții. Tu ne spuneai mai devreme că ai ales să pleci să muncești în străinătate pentru a-ți ajuta familia. Da. Cum te descurci astăzi? Știu că tu și lucrezi în paralel cu calitatea ta de student la Facultatea de Teologie și de asemenea că beneficiezi și de bursă. Da, mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând pentru lucrul acesta, pentru că nu mă credeam în stare să ajung atât de departe, aș putea spune. În prezent sunt angajat al Catedralei Mitropolitane Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Craiova și sunt și student, cum bine știți, în paralel. Mulțumesc foarte mult părintelui decan și părinților profesori care au îngăduința, pentru că noi mai lipsim ce este drept câteodată la unele cursuri și avem posibilitatea să reluăm cumva prin
prin prisma colegilor și așa, să reluăm cursurile care s-au predat la școală. În ceea ce privește vocația cealaltă de mecanic, nu m-am mai gândit. Adică am renunțat de tot la această idee. A fost ceva în trecut, în liceu, și a dispărut brusc. Deci a fost ceva foarte, foarte rapid, foarte... Părinte decan, Bogdan este cazul fericit, care a avut curajul până la urmă să asculte, să-și asculte chemarea, să asculte voința lui Dumnezeu și să o cotească și să o ia pe un alt drum. Din păcate însă trăim într-o societate în care vedem tinerii debusolați, în care vedem așa numita generație Z, care își caută în permanență desăvârșirea, care își caută sensul prin fel de fel de activități, de dezvoltare personală, de o sumedenie de lucruri pentru a-și găsi sensul în viață. Ce cuvânt ați avea pentru aceia care nu știu încă ce să facă, încotro să o apuce? Într-adevăr, Bogdan este poate unul dintre cele mai bune modele de urmat. El s-a regăsit. În fapt, observăm că și în parabola fiului risipitor, oricât de departe am hotărât să mergem față de Dumnezeu, trebuie să regăsim sensul, să ne regăsim pe noi înșine și, așa cum frumos ați spus, să dăm valoare lucrurilor care ne reprezintă și să dăm valoare existenței noastre. Experiența de a merge la catedrală a fost una dintre cele mai bune pentru Bogdan. În general, studenții noștri, înainte de a deveni preoți, au această experiență de a sluji biserica la strană. Noi avem activități în arealul cursurilor teologice, activități de liturgică și de practică liturgică. Asta înseamnă prezența lor în biserică, cumva integrarea lor în misiunea bisericii și prin aceasta deprinderea de a face legătura între cunoaștere și experiență. De aceea, modul în care el a îmbinat fericit aceste două lucruri nu poate avea decât efecte benefice, pentru că pe el îl ajută în momentul în care, în timpul cursurilor, atât pe linie istorică, critică, literală, de interpretarea Sfintei Scripturi, el are experiența liturgică a bisericii, are toate șansele să aibă tabloul întreg asupra experienței teologale. Altfel, luate secvențial, cunoașterea, dobândirea cunoștințelor sau chiar dobândirea aptitudinilor sau a competențelor morale, să spunem, nu ajută dacă ele nu sunt unificate în singura experiență a eului, a persoanei. De aceea, Bogdan este, aș spune, și pentru colegii lui, dar și în general, experiența aceasta se dovedește a fi cea mai bună din punct de vedere al cunoașterii teologice. Și rămân la ideea că, într-adevăr, fiind și reprezentantul studenților în Senatul Universității, cred că studenții au făcut o alegere bună. Și este un mare sprijin pentru facultate, pentru că avem tot interesul ca studenții să aibă reprezentativitate în forurile academice, dar și această reprezentativitate să nu fie numai de ordin oficial, ci să se regăsească în modul în care ei interacționează. Pentru că suntem foarte atenți la viața lor, suntem foarte atenți la problemele lor. Cum spuneați, tânărul din ziua de astăzi are mult mai multe provocări decât în trecut, pentru că sunt altele și perspectivele devenirii persoanei. Și atunci ne preocupă îndeaproape acest lucru, mai ales că noi, fiind un învățământ teologic, evident, vocațional, vocația este pe primul loc, a descoperi vocația și a trăi bucuria chemării la Dumnezeu și slujirii lui Dumnezeu în biserică. Cum se realizează admiterea la unul dintre programele de licență de la Facultatea de Teologie? Admiterea urmează oarecum o tradiție în facultatea noastră, în sensul că admiterea se face pe bază de dosar de înscriere, datele și documentele necesare dosarului de înscriere se află pe site-ul Facultății de Teologie. Apoi urmează un interviu vocațional, în urma căruia candidații sunt declarați admiși sau respinși. Și apoi baza mediei de la bacalaureat și conform algoritmului de calculare sunt declarați admiși sau respinși.
De asemenea, cifra de școlarizare, așa cum este prevăzută, în punct de vedere al acreditării programelor de studii la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la programul de Teologie Ortodoxă Pastorală, urmăm linia unei medii anuale de 45-50 locuri bugetate, plus încă 50 de locuri nebugetate, deci la taxă. Apoi, pentru programele de artă, avem 19 locuri la programul de conservare și restaurare și încă 11 locuri pentru programul de pictură, pentru domeniul arte vizuale, arte plastice. De asemenea, programele de master urmează și ele în egală măsură această tradiție. La admiterea la artă sacră se face tot pe baza unei mape de lucru individuale, sunt prezentate în fața unei comisii și pe baza interviului privind competențele de ordin cunoștințelor religioase și aptitudinilor necesare pentru a promova sau pentru a fi acceptat într-un program de licență la arte plastice pe baza mapei respective, sunt declarați admiși sau respinși. Programele de master de asemenea au un examen la programul de teologie și cultură. Sunt verificate cunoștințele teologice în baza unui examen similar, aș spune eu, cu examenul de finalizare a studiilor de licență, pentru că promovarea într-un program de master presupune baza cunoștințelor teologice pentru a accesa un program de cercetare la master. În cazul programelor de master de la artă sacră și de asemenea cel de pictură, se bazează de asemenea pe o mapă de lucru, care în urma verificării în fața comisiei de specialitate sunt declarații admiși sau respinși. Aș vrea să vorbim un pic și despre instrumentele pe care le puneți la dispoziție tinerilor care provin din medii mai puțin favorabile din punct de vedere financiar. Măsuri de sprijin pentru aceștia. Sigur că ne-am gândit, mai ales pentru că Facultatea de Teologie, așa cum am spus de la început, recunoaște valoarea fiecărei persoane, indiferent de mediul din care provine, fără să se facă sau evitând orice diferențiere. Prin urmare, Facultatea de Teologie Ortodoxă are un program de burse conform regulamentului acordării burselor la nivel de universitate. Avem în prezent peste 65 de bursieri la bursele de performanță și peste 25, dacă nu mă înșel, de burse sociale în urma dosarelor depuse. Așadar, venim în sprijinul studenților care sunt deja înscriși sau admiși la Facultatea de Teologie, îi susținem. Mai mult decât atât, studenții care au nevoie de sprijin, așa cum am spus și mai devreme, parte din acești studenți ajung uneori să fie angajați încă din timpul studiilor universitare, așa cum a spus și studentul nostru, slujitor la biserică, sigur, cu un salariu minim, dar care este dovedește a fi foarte important în continuarea studiilor universitare. Și apoi, programele acestea de burse nu se opresc aici, pentru că parohiile, la rândul lor, sprijină asigurarea acestui minimum necesar pentru ca studenții la teologie să poată finaliza studiile și să poată deveni ceea ce își doresc. Punem deci pe primul loc dorința lor de a urma Facultatea de Teologie și de a-și împlini această vocație. Sigur că venim și în sprijinul celor care doresc să ajungă la facultate. Suntem acum în coordonare cu prorectoratul de la universitate privind programul dedicat primului student din familie. Și avem profesori care sunt angrenați în acest proiect foarte amplu și care ne dă posibilitatea să-i cunoaștem înainte de a deveni studenți, înainte de a fi admiși la Facultatea de Teologie și să le sprijinim atât pe linia pregătirii profesionale și de ce nu, pentru că fiecare student la teologie, la facultatea noastră, provine dintr-o parohie. Într-adevăr, Facultatea de Teologie are avantajul că își primește în rândul studenților enuriași din parohiile noastre, din Oltenia. Admiterea se face pe baza unei binecuvântări a Chiriarhului, a Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu și parcursul acesta de la statutul de enoriaș al unei parohii la statutul de student se face, bineînțeles, printr-o coordonare la nivelul centrului eparhial. Așadar, avem foarte multe pârghii, să spun, de a veni în întâmpinarea lor și de a le
facilita accesul la studiile teologice universitare. Și nu numai de a le facilita accesul, ci de a le urmări itinerarul, traiectul profesional și de a ne asigura că își împlinesc această vocație. Părinte decan Bogdan, vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi. Mult succes în activitățile desfășurate, fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze fiecăruia pasii. Așa să fie. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Dacă doriți mai multe informații despre ceea ce înseamnă viața de student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova, le puteți afla accesând site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă. Toate cele bune! La revedere!